Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. Începând din această seară și până la final de aprilie, ni se activează rana de identitate, fiecare pe un anumit sector conform astrogramei. Dacă suntem atenți, vom remarca de pe urma reacțiilor noastre că nu mai știm cine suntem noi de fapt, ne-am asociat prea mult timp cu etichetele pe care ni le-au pus ceilalți. Ne simțim vinovați să ne punem pe primul loc și îi prioritizăm mereu pe ceilalți, ceea ce ne stârnește furie și frustrare. Nu avem încredere în propria persoană, nu știm cât merităm și nimic nu ne umple golul acela interior pe care îl avem în piept. Nu știm care este direcția, menirea noastră în această viață și avem o imagine falsă despre noi. În continuare, haideți să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie în parte. Berbec, energia ta incitantă și pasiunea se vor amplifica în această perioadă. Ai oportunități noi în carieră și relații. Fii deschis la schimbări și vei obține succesul dorit. Taur, încrederea ta în sine și perseverența te vor ghida spre realizarea obiectivelor. Este important să-ți menții calmul în fața provocărilor și să fii deschis la colaborare în relațiile personale și profesionale. Gemeni, curiozitatea ta neobosită și adaptabilitatea vor fi cheile succesului în această perioadă. Ai ocazia să-ți dezvolți abilitățile și să-ți extinzi rețeaua de contacte. Fii deschis la noi idei și experiențe. Rac, familia și siguranța emoțională vor fi prioritățile tale. Este important să-ți acorzi timp pentru a-ți îngriji sănătatea și bunăstarea mentală. Fii deschis la comunicare și sprijină-i pe cei dragi. Leu, creativitatea ta și încrederea în sine te vor ajuta să strălucești. Ai oportunități în carieră și proiecte care îți vor aduce recunoaștere și satisfacție personală. Fii deschis să-ți exprimi viziunile și să-ți asumi riscuri calculate. Fecioară, disciplina și organizarea ta vor fi de mare ajutor în atingerea obiectivelor tale. Este important să stabilești priorități și să fii atent la detalii. Fii deschis să-ți îmbunătățești abilitățile și să fii receptiv la feedback. Balanță. Echilibrul și armonia vor fi aspectele pe care le vei căuta în această perioadă. Este important să-ți acorzi timp pentru reflectare și să stabilești limite sănătoase în relațiile tale. Fii deschis să-ți explorezi sentimentele și să comunici deschis cu cei din jur. Scorpion. Pasiunea și determinarea ta vor fi puternice. Ai oportunități de transformare personală și profesională care îți vor aduce satisfacție și creștere. Fii deschis să-ți explorezi laturile mai profunde și să-ți asumi riscuri calculate. Săgetător, optimismul și aventura te vor ghida în următoarele zile. Ai oportunități de călătorie și învățare care îți vor deschide noi perspective. Fii deschis la noi experiențe și la cunoașterea altor culturi și idei. Capricorn, responsabilitatea și perseverența ta vor fi esențiale în atingerea obiectivelor. Este important să-ți stabilești obiective realiste și să-ți gestionezi timpul eficient. Fii deschis să-ți asumi rolul de lider și să susții viziunile. Vărsător, originalitatea și independența ta vor fi aspectele tale definitorii. Ai oportunități de inovare și schimbare care îți vor aduce satisfacție și succes. Fii deschis să-ți urmezi pasiunile și să-ți asumi riscuri în căutarea propriului tău drum. Pești, intuiția ta și empatia vor fi de mare ajutor în această perioadă. Este important să-ți acorzi timp pentru reflectare și să-ți asculți vocea interioară. Fii deschis la exprimarea emoțiilor și la susținerea celor din jur. Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea un weekend minunat.